Bine am revenit și ați revenit, oameni buni, la Secretele Brașovului. În această parte a emisiunii vă provoc să, ca alături de cei care au inițiat această acțiune, să aducem Brașovului un record mondial. În ce sens? Am alături de mine doi invitați care vă vor povesti cum poate intra Brașovul în cartea recordurilor citind. Face plăcere să am alături de mine pe Andreea Andrei, la stânga mea. Bine venit! V-am găsit! Și Alexandru Crețu. Bună ziua, bine v-am găsit! Ei sunt organizatorii, inițiatorii proiectului Omul și Cartea, care face deja ceva vâlvă pe pagina de socializare, mai există și prin oraș, așa, lumea deja vorbește pe la colțuri, mai sunt grupuri care s-au unit, am înțeles. O să vă rog să-mi spuneți în ce constă acest proiect și cum poate ajunge Brașovul în Cartea Recordurilor. Păi este destul de simplu. În primul rând, oamenii ar trebui să vină în centrul orașului, pe Republicii, în Piața Sfatului. Ar trebui să vină deschiși și ar trebui să vină înzestrați cu multă voie bună și să-și dorească să citească. Până una alta, aceasta este ideea principală de la care am pornit, de a duce oamenii aproape și de a aduce aproape prin intermediul lecturii și prin intermediul culturii. Deci. Trebuie să specificăm clar din capul locului că proiectul, deci ar fi bine să vină cu puțin înainte de ora 12, astăzi duminică, da. În centru, în Piața Sfatului, da, de unde o să înceapă practic tot ceea ce e acolo. O să intrăm pe rând și o să vă las să descrieți exact ce se va întâmpla acolo. Dar ideea este ca tot acest proces se întâmplă astăzi, începând cu ora 12, să se înarmeze, presupun, cu puțină răbdare, că corect, o să dureze puțin acolo până îi organizați, așa mai departe. Și o să vă rog să-mi spuneți care este vechiul record și ce urmăriți să bateți în privința asta. Vechiul record s-a făcut în India în 2015 și a fost de 3071 de persoane. La acel moment au fost doar studenți într-o universitate. Însă noi am vrut să mergem puțin mai departe de acest lucru și să atragem persoane din toate categoriile de vârstă, începând de la copii de 12 ani care deja știu să citească foarte bine, până la pensionari chiar. Și astfel să atragem și foarte mulți turiști, care s-au și anunțat de altfel că o să vină din Arad, din Bacău, din Buzău, din Iași, vin chiar clase întregi de elevi, cu învățătoare, cu părinți, sunt pregătiți deja de o excursie culturală. Foarte frumos. Haideți să explicăm exact cum va decurge, ca să înțeleagă lumea. Mă gândesc că explicând aceste, nu știu, că sunt câteva reguli, bănuiesc, sunt câteva lucruri care trebuie să se întâmple. Știu că există pentru orice record omologat, există acolo cineva care vine independent, care evaluează și așa mai departe. Dar să vedem ce trebuie să facă oamenii. Adică să presupunem că acum din fața televizorului, după ce vede misiunea, evident, ca să știe ce să facă, se ridică și pleacă către centrul Brașovului. Odată ajuns și acolo, în centru, trebuie să facă ce? Unde trebuie să ajungă și ce se întâmplă? Punctul de întâlnire este la Modarom, da. La ora 12. De acolo, pe persoanele care vin vor fi așezate în grupe de câte 50. Fiecare grup va fi preluat de un voluntar care, la rândul lui, îi va duce la intrarea în Piața Sfatului. Acolo se vor înregistra într-un tabel că doresc să participe la eveniment, vor primi o brățară cu un număr de identificare. Același număr va apărea și pe foaia cu propoziția pe care trebuie să o citească. Vor intra în punctul de citire și apoi în punctul de ieșire, unde se vor semna din nou că într-adevăr au participat. Pauza dintre cititori nu trebuie să depășească 10 secunde. Din cauza asta dorim să rugăm participanții să vină cu puțină sau mai multă răbdare și să își dorească într-adevăr să batem împreună recordul. Ați ales un roman interesant pe care îl țin minte din școala mea generală, Desculț, de Zaharia Stancu. De ce Desculț de Zaharia Stancu? Păi motivele sunt mai multe. În primul rând a contat mai puțin totuși cartea pe care o alegem. Ideea era aceea de a citi. După aceea am avut nevoie de un roman cu propoziții scurte, pentru că altfel, dacă frazele erau foarte lungi, riscam să nu mai plecăm din Piața Sfatului din Brașov și să stăm acolo probabil mai multe zile.
Dar, pe de altă parte, desfășurarea acțiunii din roman se leagă și cu o altă idee a evenimentului nostru, și anume centenarul, că suntem în an de sărbătoare. Acțiunea se desfășoară în timpul răscoalei de la 1907 și ajunge până la primul război mondial, deci este perioada premergătoare Unirii. Spuneam că putem să dăm, că aici suntem la Secretele Brașovului și dăm din casă, și îmi spuneați că e important ca și propozițiile sau frazele să fie relativ scurte, tocmai ca să poată să citească multă lume. Eu mă uitam că acest volum are 639 de pagini, deci îl terminați? De... În total sunt 22.000 de propoziții și ceva, dar noi am ales 5.000 până în 6.000. Sperăm că ne vom aduna. Și mă uitam că, într-adevăr, l-ați ales foarte bine, pentru că propozițiile chiar sunt scurte. Uite, pot să citesc de aici, de la pagina 27, așa, am deschis. Spre exemplu, propoziții: tu ești noua nevasta lui Tudor? Eu sunt. Ai doi copii? Doi am. Și Tudor are doi. Știu. Crezi că o să duci casă bună cu el? Cred. Deci propoziții chiar sunt scurte. Adică lumea nu o să aibă de făcut un foarte mare efort să le citească. Însă, da, într-adevăr, este un roman, totuși spun eu, destul de renumit, cel puțin dacă ne uităm în istoria literaturii românești. Și o poveste frumoasă, de altfel, scrisă de Zaharia Stancu. Bun. Pe de altă parte, așa, cei care vor sta și nu vor ajunge la eveniment, din diferite motive, însă au un telefon la îndemână și au un Facebook, noi vom transmite live tot acest eveniment, tocmai pentru că trebuie să înregistrăm absolut tot, să le trimitem și celor de la Cartea Recordurilor. Iar dacă cineva stă acasă în fața telefonului sau în fața laptopului și se uită pe Facebook, practic va putea auzi romanul cap-coadă citit de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 de oameni. Da, foarte frumos și interesant. Cam cât credeți că o să vă ia ca și timp, așa, estimativ? Acum, greu de spus, presupun că până, cum a zis, 10 secunde, nu trebuie să întrerupă, trece unul, vorbește celălalt, dar o să dureze ceva, aproximativ. Câteva ore o să dureze, probabil 4, 5 sau chiar 6 ore, depinde și cât și câți vom fi. Dar un minimum de 4 ore probabil că va dura. Însă dacă este o vreme plăcută, cum de fapt se și vede asta, oamenii au ce face în centrul orașului. Deci își pot petrece o zi frumoasă de duminică în centrul Brașovului, în compania altor cititori, pot discuta despre ceea ce au mai citit, despre ceea ce le place să citească, pot socializa, pot discuta, pot face lucruri multiple. Chiar și vizita. Exact, asta voiam să vă întreb. Să presupunem că, nu știu, vin și eu la 12 acolo, vin și eu, că o să merg clar, dar ideea este, dacă se strâng mai mulți oameni și nu le vine rândul, da? Adică să intre în acele grupuri, se poate estima sau, nu știu, poți să te duci să bei un ceai, o cafea și să revii la cât mai aproape de ora la care ar trebui să citești? Vă întreb, nu știu, adică cam cum o să fie din punct de vedere organizatoric? Lucrul acesta se poate, însă va trebui să avem foarte mare grijă ca nu cumva să existe un moment de întrerupere. Deci oamenii, și dacă vor pleca cumva la o cafea sau vor intra să viziteze un muzeu, ceva, exact, în zonă, va trebui să aibă grijă pe lanț și să vadă cam cât de mare este, coada. Dacă am estima cumva că o persoană citește, să zicem, la un timp de 6 secunde, cu tot cu perioada de pauză, ar însemna că la 600 de persoane avem o oră. Mm-hmm. Și atunci ei își pot calcula din ochi cam când le-ar veni rândul. Oricum, răbdare, ceea ce spuneați și la început, a trebuit să aibă răbdare. Până la urmă, nu trebuie să o luăm, cred că noi ca participanți acolo, nu trebuie să o luăm ca un lucru de, nu știu, viață și moarte. Trebuie să fim numai, să urmărim acel lanț. Uite că și la Secretele Brașovului avem lanțuri aici și nu se întrerup. Să nu întrerupem acel lanț, practic. Este cel mai important. Asta e cel mai important. Că odată întrerupt, recordul nu mai este validat. Asta din câte mi-ați spus. Da. Și oamenii să vină acolo, să aibă un pic de răbdare, să stea, să discute. Până la urmă o socializare, o zi frumoasă. Ei trebuie să o vadă ca o petrecere în aer, a timpului liber pe care l-au citit și discutând cu alți oameni care probabil
împărtășesc aceleași valori sau multe valori comune. Pentru că eu cred că dacă vii la un astfel de proiect, ar trebui totul să ai și o deschidere către acest lucru, să te înarmezi cu un pic de răbdare. Cum v-a venit ideea la... Ideea ne-a venit pe 1 februarie, când a fost Ziua Internațională a Cititului împreună. Am distribuit eu atunci o postare și pe baza acelei postări am început să discutăm și ne-a venit ideea de a face un eveniment cultural care să se bazeze pe această idee de citire împreună. Și de la o simplă idee am ajuns aici, duminică, când suntem pe punctul de a bate recordul. Și este extraordinar ce se întâmplă. Toată deschiderea și tot feedback-ul pozitiv și ajutorul din toate părțile este foarte frumos ce se întâmplă. Mi-a mai venit acum o întrebare. Fiecare trebuie să vină cu desculț în mână? Sau există o carte acolo? Nu. Fiecare o ia, o citește? Textul va cum fi printat de către noi pe propoziții cu numere de înregistrare. Participanții trebuie să vină cu orice carte doresc, pentru că la sfârșit vor face schimb de cărți cu vecinul din față sau din spate cu lângă care a citit. Interesant. Dezvoltați un pic subiectul ăsta. Adică vii cu o carte și după aia cum faci schimb? Sau cum... Asta nu este o regulă obligatorie, este doar o recomandare a noastră ca oamenii să vină cu câte o carte. Iar dacă tot petrec o perioadă bună de timp cu poate o persoană cunoscută sau chiar necunoscută, la final își pot face unul celuilalt un mic cadou. Cartea pe care ei probabil o îndrăgesc să ofere celui de lângă. Foarte frumos. Acum... Da, te rog. Și dacă nu apucă să își cumpere o carte sau să-și ia de acasă, va fi și un târg de carte în Piața Sfatului, organizat de un club Rotaract, Kronstadt. Ei vor să strângă niște bani pentru centrele de copii din Brașov. Și astfel vor vinde cărți împachetate și fiecare va putea lăsa o donație. Deci chiar dacă vii fără carte, tot ai posibilitatea să-ți faci. Dacă ești turist și nu ai auzit de eveniment, poți să vii liniștit, găsești și carte, stai și la coadă, bați și recordul. Și schimbul acesta de cărți se face în mod aleator? Adică că asta e o chestiune clar, adică te întâlnești cu cineva, vezi ce carte are, desculți, da, și eu am tot desculți, le schimbăm între noi și am numărit. Sau... Se poate face și pe ideea asta, să vezi ce carte are vecinul, care te atrage mai tare. Că mie mi s-ar părea foarte frumos, adică ați spus apropo de asta că, nu știu, vin și copii de 12 ani. La 12 ani mai citeam încă povești nemuritoare, cred. Adică o carte de povești nemuritoare, schimb cu cineva care citește Dostoevski, ai lămurit-o. Adică, în final, fiecare poate să aibă până la urmă. E și un mod foarte frumos de socializare și de interacțiune, cel puțin așa mi se pare mie. Nu cred că e... Da, noi așa am gândit-o de la bun început. Și pentru că vorbeam despre copii, tocmai pentru că au fost foarte mulți părinți care au spus că doresc să vină cu părinții la eveniment, am zis să facem și un mic lanț pentru copii, iar ei se vor juca, vor imita ceea ce fac părinții, vor avea și ei propriul lor lanț, dar nu va fi o intrare în cartea recordurilor pentru copii, însă își vor petrece și ei timpul astfel, făcând ceea ce fac și oamenii mari. Le vom pune la dispoziție o carte, se vor avea cartea respectivă în mână, vor citi și ei la fel cum o fac părinții. Cine sunt organizatorii, practic? Sunteți voi, clar că de aia și sunteți aici și explicați aceste lucruri, dar, nu știu, la un nivel instituțional există ceva, adică există o asociație, există cineva care a aplicat, pentru că știu că sunt necesare lucruri. Da, din punct de vedere organizatoric, asociația care organizează acest eveniment este asociația Cartfest, cea care organizează la Cristian Andean Festivalul Internațional de Artă. Prin intermediul ei am depus toate aceste cereri la Cartea Recordurilor, deci tot ceea ce ține de mica birocrație din punctul ăsta de vedere se organizează prin intermediul acestei asociații. Bun, frumos așa. Aveți și sprijin... Că știu că deja ai creat un eveniment pe Facebook, știu că acolo s-au scris destui oameni. Ați primit până acum, nu știu, confirmări, lume, povestiți-mi un pic de cei care vor veni acolo, nu știu. Putem să o luăm cumva în ordine. Sunt mai multe tipuri de participanți. Sunt odată partenerii care s-au alăturat evenimentului, cei care au spus la rândul lor că vor veni cu oameni acolo. Dintre partenerii comerciali avem aproximativ 600 de persoane,
După aceea mai sunt cei de la Academia Forțelor Aeriene care vor veni acolo cu studenții. Ei vor fi undeva la 300-400 de persoane și de studenți și cadre și studenți. La rândul lor vin și cei de la Corona Brașov cu anumite grupe. Deci numai din rândul partenerilor ar trebui să depășim 1000 de participanți. După aceea pe Facebook, oamenii de peste tot din țară și din Brașov, care au spus și care zic că participă dând join în eveniment, sunt peste 2000 de persoane care spun că participă. Persoane interesate sunt alte 11.000. Hei, uite, ăsta este un test destul de interesant. Știți, acum glumind, putem spune că la un moment dat urmăream un reportaj, de fapt era, realizat în Statele Unite, deci nu în România, prin care era un astfel de eveniment, era un eveniment cultural, nu mai rețin exact despre ce era vorba, dar oricum nu citeau, dar oricum era un eveniment cultural în care trebuiau să se implice și după aceea să facă un eveniment de a strânge mizerii, gunoaie, deci de tip ecologic. Și s-au înscris tot așa pe un eveniment pe Facebook, nu știu câte mii de persoane erau acolo. S-au trezit organizatorii că din miile de persoane înscrise acolo au venit aveau vreo 50 și ceva, până în 100 în orice caz. Și spuneau că cum e posibil așa ceva. Cineva în paralel a făcut tot un eveniment de genul ăsta și a dat o petrecere undeva la o casă acolo și s-au înscris, nu știu, erau în jur de 1000 și ceva înscriși, era petrecere cu intrare liberă, tot așa. Și s-au înscris, nu au încăput, au fost vreo 5-7 mii, ceva de genul, că cei care au venit acolo și nu mai încăpeau la petrecerea respectivă. De unde trăgeau ei concluzia oarecum, sau reportajul trăgea concluzia oarecum amuzant, așa că la partea asta cu treaba, cu cultura, cu strânsul, cu așa, mai puțin, adică sunt mulți cu vorba și mai puțin cu fapta, pe când la distracție e un pic invers. E Brașov altfel? Sau România? Depinde, dacă vorbim și de o mică experiență pe care o avem noi, cei din asociație, prin evenimentul pe care îl organizăm la Cristian, trebuie să știți că există o foame de cultură, există o poftă în acest sens și, pe de altă parte, inclusiv în momentul în care noi am lansat acest eveniment, au fost foarte, foarte bune lucrurile care au venit către noi. La festivalul de la Cristian vin anual peste 15.000 de persoane. Deci se poate. Acum, astăzi este o vorba de o altfel de petrecere. E o petrecere a timpului liber, într-un mod cu adevărat plăcut și da, este vorba și despre lectură și despre cultură. Aveți suficienți voluntari? Eu mă gândesc și la o idee, că nu trebuie să întrerupeți acest lanț. Până la urmă, în Piața Sfatului, duminică, cred că sunt 1000-2000, adică oricum se perindă câteva mii de oameni zilnic, clar. Nu știu, poate o parte din ei măcar care ar trebui să intre în acest circuit, dar ideea este, aveți destui voluntari sau oameni care să mă bănuiesc că în afară de voi doi mai e și altcineva? Voluntari sunt. Sunt înscriși peste 60. Acum o să ne întâlnim acolo și o să ne organizăm la modul clar. Însă, da, ne-am bucurat și din acest punct de vedere. Au fost persoane care și-au dorit să participe, să ia parte la acest eveniment și să se implice mai mult decât atât. Voluntarii nu vor putea citi, deci ei nu vor fi și participanți, însă vor avea o parte strictă de organizare și de coordonare. Interesant asta. Așa presupune regulile. Da. Cei care sunt voluntari nu pot să... Și nici martorii, mai avem nevoie și de doi martori independenți, care să aibă o calitate credibilă, zic ei, avocat, notar, contabil, care să supravegheze tot evenimentul de la început până la sfârșit și la sfârșit declarațiile martorilor, voluntarilor, organizatorilor se vor confrunta cu tot ceea ce apare înregistrat pe înregistrările video, pe fotografii, din dronă, ca o dovadă.
că într-adevăr s-a întâmplat cum vom declara că s-a întâmplat. Cu ce trebuie să vină oamenii acolo? Bun, cartea am înțeles că este opțională, pentru că poți să o schimbi sau nu. Poți să te duci la stand, exact, la Corona, la Rotaract și să cumperi de acolo, să donezi niște bani, să ții o carte. Asta e, am înțeles, e clară. Dar în rest, oamenii trebuie să dea acolo, trebuie să-i punem oarecum în temă, să nu se, după aia la un moment dat, să zică cineva, păi ce mi-ați cerut, numele, nu știu, telefonul, CNP-ul, nu știu ce date se cer acolo, ca să știu oamenii de ce se cer acele date. Doar numele, semnătura, da? La intrare, da? Și semnătura la ieșire. A, deci simplu, nu li se cere altceva. Nu, astea sunt doar niște evidențe pe care le cer cei de la Cartea Recordurilor pentru a se uita și ei ulterior pe un tabel și să vadă exact că numărul persoanelor de pe filmare, din filmare, coincide cu numărul persoanelor care au fost cu adevărat la eveniment. Mm-hmm. Și cum se citește practic? Adică lumea vine, se face un șir, exact, și oamenii cei primii trebuie să rămână acolo până la final? Sau... Se formează un șir, va exista un singur punct de citire lângă Muzeul de Istorie. Se citește prima propoziție din roman, a doua propoziție, a treia, a patra, a cincea. După ce am citit propoziția, se poate ieși din lanț și am scăpat de partea asta de concurs, să-i spunem așa. Deci ca să-mi imaginez eu, se face un lanț, pleacă, da, de la Muzeul de Istorie și îl înșiruiți unde? Pe Republicii, pe Republicii jos? Da, da. Bănuiesc, probabil așa, sub formă de spirală, va fi cât mai lung, da? Și pe măsură ce un om citește, lanțul tot avansează. Da, exact. La modul acesta. Exact. Am înțeles, da. De-aia zic, ca să știe, încerc oarecum să fiu cât mai explicit pentru cei care ne privesc acum, ca să înțeleagă și ei exact cum se desfășoară, să știe că dacă stă pe Republicii o să ajungă acolo în 20 de minute, nu știu, 10 minute, 5 minute. Ei vor fi informați și de către voluntari și de către noi, vom avea grijă să-i informăm, să le spunem exact ceea ce se va întâmpla, iar dacă la fiecare 50 de persoane va exista un voluntar, atunci lucrurile vor fi sub control. Ideea este să nu rupem lanțul, nu? Da. Așa am, da, înțeles, adică chiar dacă mai iese unul din rând să vină înapoi până-i vine rândul să, exact, citească, deci să nu plece de acolo. Pentru că e suficient 1-2 dacă lipsesc de acolo, deja se rupe lanțul și s-a terminat cu toată munca voastră și a celorlalți oameni. Care asta mai ales în zona destinată citirii și după ce s-au înregistrat. Deci după ce au luat brățara, pentru că vor avea și brățări cu numere de înregistrare, după ce s-au semnat de intrare și au deja propoziția în mână, atunci chiar nu mai trebuie să plece, numai că de acolo nu mai sunt decât câteva minute până când urmează să citească. Bun. Deci astăzi la ora 12 la Modarom, Brașovul intră în Cartea Recordurilor. Veniți acolo pentru că nu trebuie să faceți decât să citiți o propoziție din romanul de scurs de Zaharia Stancu. Nu trebuie să veniți cu absolut nimic. Mai mult, dacă vreți să veniți cu o carte pe care să o schimbați cu cineva de acolo, e binevenită această inițiativă. Dar dacă nu, pur și simplu prezența fizică și obligatoriu trebuie să știe să citească. Asta e... Altfel, mai clar, puțin, da, mai trist. Bun, mai avem un minut numai. Ceva așa, inside information de la Cartfest. Da, 2000 secrete. De la secrete, mici secrete de la Cartfest care urmează. Cartfestul se va desfășura între 15 și 22 iulie. Avem invitați importanți și de renume. Dacă ar fi să dau un singur exemplu și să spunem doar un nume internațional, îl vom avea invitat pe Pascal Bruckner și vom avea o zi dedicată acestui invitat de calibru. Vom avea o conferință, vom avea un spectacol de teatru după Pascal Bruckner și în curând, de săptămâna următoare, vor fi tot mai multe informații despre Cartfest. Perfect! Am mai dezvăluit așa un mic secret. Andrei, Alexandru Crețu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la secrete. Ce să vă zic, cât mai mult spor, deja bănuiesc că mergeți încolo și așteptați lumea. La Modarom, încă o dată, omul și cartea, un record mondial pentru Brașov, oameni buni, vă așteptăm.